În perioada 25 octombrie 2016-6 noiembrie 2016, ANSVS a desfășurat o acțiune la nivel național pentru a verifica modul de respectare de către operatorii din sectorul alimentar a condițiilor sanitar-veterinare și de siguranță alimentelor referitoare la transportul, ambalarea și comercializarea ouălor provenite din comerțul intracomunitar. Această acțiune a fost uh, desfășurată uh, în colaborare cu reprezentanții inspectoratelor de poliție județene uh, și respectiv uh, a municipiului uh, București. Au fost verificate 603 obiective, 73 de mijloace de transport, uh, 530 de unități de destinație a olor provenite din statele membre ale Uniunii, dintre care au fost uh, 23 de centre de ambalare, 63 de depozite și o unitate de procesare pe lângă alte 440 de unități de vânzare cu amănuntul. În urma verificărilor, deficiențele nou au întârziat în regiunea Muntenia Sud. Activitatea unei unități din județul călăraș a fost suspendată. În urma controalelor, inspectorii de SVSA au dat 20 de sancțiuni contravenționale care au însumat uh, aproximativ 30.000 de, de lei și a fost emisă o ordonantă privind suspendarea temporară a, unei activit a activității unei unități din județul călăraș. Totodată, în urma controlelor efectuate, un milion de ouă destinate consumului uman au fost confiscate și neutralizate, iar peste 500.000 de bucăți de ouă provenite de la o fermă de găini ouătoare în care s-a depistat Salmonella enteritidis au fost reexpediate în statul membru de origine.